imaginile astea în atâtea filme. Toate vedetele, toți regizorii care au filmat măcar o peliculă în New York, neapărat au făcut un cadru cu eroina principală, care după o depresie, o ruptură emoțională, iese în Central Park pentru un jogging. Unde credeți că se odihneau newyorkezii pe la mijlocul secolului XIX? Istoria spune că doar prin cimitire își găseau refugiu de la agitația și aglomerația orașului. Așa că decizia de a se construi un parc chiar în inima New Yorkului a fost una binevenită și acceptată cu bucurie. Chiar și de cei 1600 de oameni care au fost nevoiți să-și schimbe locul de trai, oferindu-li se o nouă casă în schimbul celei pe care o aveau pe teritoriul actualului Central Park. Acesta este amplasat pe insula Manhattan, ocupând suprafața de 3,4 km pătrați. Cum reușiți să vă mențineți? Ați pus multe kilograme pe voi? Nu chiar multe, multe. Câte ai pus pe tine? Chiar vrem să ne cântărim la Adică, am găsit aici nu știu cântar, cred că ești. Dar așa, după senzațiile voastre, cam cât ați pus pe voi? Cred că vreo 3 somni. 3-4? 3-4 somni. Wow, și asta doar în 2 luni? Da. Cam atât o să aveți nevoie ca să recuperați când vă întoarceți. Circa 25 milioane de oameni vizitează anual parcul, atât pentru peisajele spectaculoase, cât și pentru multiplele evenimente culturale. În fiecare vară aici se desfășoară diverse producții teatrale, precum și concerte. Elton John, Diana Ross, Bon Jovi sunt printre artiștii care au susținut aici recitaluri de-a lungul timpului. Voi ne-ați spus că ați văzut niște vedete pe aici, prin New York. Ce vedete ați văzut? Monica Bellucci. Monica Bellucci? E adevărat că în viață la fel de frumoasă ca și pe poze? Da. Și mi-ai zis că l-ai văzut pe Nicolas Cage prin New York. Da, da. La fel în acest film. În același film? Același film. Și e frumos Nicolas Cage. Adică eu niciodată m-am considerat mai frumos decât în filme. Da. Ultima dată când l-am văzut pe Nicolas Cage era foarte îmbătrânit. Așa, pielea de pe față deja puțin lăsată. Și de obicei timpul este în defavoarea femeilor, dar în favoarea bărbaților. Mulți bărbați cu timpul se fac tot mai chipeși, mai arătoși, așa. În cazul Nicolas Cage, din potrivă, nu, bătrânețea nu-i în favoarea lui. Central Park este deseori numit plămânii verzi ai Manhattanului. De-a lungul istoriei, parcul a trecut prin diverse faze, de la cele mai înfloritoare până la degradare totală. Destinul lui depinzând întru totul de cine îi era stăpân. Doar peste un secol și jumătate de la construcția sa, parcul s-a ales cu un administrator pe măsură, Comitetul de Protecție a Naturii Parcului Central. Grație acestuia a fost luată decizia ca parcul, fiind un patrimoniu național, să fie încredințat voluntarilor. I just like working in the park, you know, I like keeping it clean and that's what I do. Do you live in New York, yeah? Yeah, I live in the Bronx. How many people are daily working in the park? Oh, I don't know. How many, Mary? About 300 or something people. People come and volunteer and help them out, you know, because it's not enough, you know, right now it's not enough workers. But do you have a main job? One more job? Oh, yeah, where I work at, yeah. I got my own particular job, but I come and volunteer like one day a week, something extra in the nighttime, I'll come in the night. But, you know, it's good. I like doing it. Ați reușit voi să vă stabiliți relația cu sexul masculin în America? Ce atitudine aveți voi față de ei? Aroganți, da. Sunt aroganți. La noi, de exemplu, când te privesc și tu îi privești, că ei te privesc. Ei iau ochii de la tine. Dar aici tu îi privești în ochi, îi privești strani, îi privești urât, ei mai departe privești la tine. Ok, tema bărbaților. Cu voi nu este interesant să o discut. O tură de jogging în Central Park din New York, bineînțeles, este foarte plăcută. Totul este bine amenajat, e foarte frumos, dar aerul în parcul central din Chișinău totuși este mai curat, iar turiști sunt mult mai puțini. Aventura americană mai stă la New York pentru încă o poveste pe care vă prezint în următorul episod. Sunt Nata Albot, ne vedem săptămâna viitoare. Adios, amigos! Ne vedem acasă! Ne vedem acasă. Cel mai greu? Să ne obișnuim cu gândul că nu mai avem părinții alături care mereu ne pot apăra, ne putem supraveghea. Este rău pentru că nu ne putem găsi a doilea job și banii care am plănuit să-i facem, nu-i facem. Dar în orice caz, acumulăm multă experiență. Natalia Schaufer și Natalia Ceban, orașul New York.
Muncesc într-un fast food de pe Ellis Island, legendara insulă a emigranților din Statele Unite. Reușesc să economisească pentru că mănâncă gratis la serviciu. Primesc 8 dolari și 50 de cenți pe oră. Nu au reușit să-și găsească al doilea job. Nu le place apartamentul în care locuiesc, dar plătesc 250 de dolari pe lună. Visează să-și facă studiile la Academia de Film din New York. Speră să ajungă la Washington, Boston, Atlantic City, Cascada Niagara. Natalia Schaufert este dezamăgită de America, dar vrea neapărat să se întoarcă și în vara viitoare. Urmăriți aventura americană în episodul următor. Bine v-am găsit, sunt Nata Albo, tot la New York suntem, aventura noastră americană continuă. Totul despre cum muncesc, se distrează și călătoresc studenții moldoveni în America. Eu sunt că mi-am amestec. Oh my God! Încălțămintea asta acum e cea mai în vogă. Am văzut-o prin toate magazinele, pe polițele cu cele mai înalte prețuri. Pe tifon, cred, foarte bine. Amu, ar trebui să iei și una cu așa. Și niște căiești. Super! Ei! În Chișinău oamenii se întâlnesc la Ștefan cel Mare. La New York oamenii sigur se pot întâlni pe Brooklyn Bridge. Noi, pur și simplu, eu lucrez mai târziu. Dimineața eu fac patul, înseamnă că seara Vidia face și patul. Cine gătește mâncare? Victor e foarte gustat să mâncare. Da? Ce gătești? Macaroni cu prânz de oaie. Da. Asta, salat pentru bossul meu. Ceva foarte important, că dacă nu-mi place, mă alungă. Ce să vorbim acum de negativ? Totul e super, e cool, suntem aici, facem bani, ne distrăm, ne filmăm, totul e ok. Ce v-a plăcut în ziua de azi de cel mai? Să fim staruri, cred, da? Mi-a plăcut tot și vreau să se mai repete.